Superstițioșii spun că marțea sunt trei ceasuri rele, iar 13 este un număr cu ghinion. Anul acesta, în luna februarie, 13 a picat într-o zi de marți. Acest lucru însă nu i-a speriat pe foarte mulți. Nu sunt superstițioasă. Nu aveți nicio superstiție? Nu. Chiar pe 13 m-am pensionat, mi-avem decizia de pensie. Am înțeles. Acum ceva ani, da. Și azi fiind mars 13, v-a mers bine până acum? Până acum, da. Sunt o persoană superstițioasă. Ce se întâmplă, se va întâmpla. Ce este, se întâmplă, dar n-am superstiții de genul acesta. Cum v-a mers până acum astăzi? Foarte bine, chiar foarte bine mi-a mers. Deci nu o zic cu ghinion mars 13. Nu, nici nu m-am gândit. Probabil dacă te gândești la lucrul acesta, ți se pot întâmpla. Dar dacă pleci cu o atitudine optimistă, cum o am eu, da, nu se întâmplă absolut nimic. Sunteți o persoană superstițioasă? Nu. Astăzi e mars 13, cum v-a mers? Bine. Mi s-a întâmplat odată, cu mulți ani în urmă, mi-am fracturat cot. Dar într-o zi de 13 marți? Da, dar după aceea n-am mai avut aceea. Superstițios este. Eu nu pot să spun că mai sunt. Eram, ați fost? Când eram tânără. Dar acum nu. Nu. Cum v-am mers până la ora asta? Foarte bine. Foarte bine. Atât că mai avem nevoie de puțină sănătate. Cu ghinion poate fi oricând. Nu neapărat pe data de 13. Dacă într-adevăr crezi, atunci asta chiar se întâmplă. Dar dacă nu, e superstițios. Ziua de mars 13 este marcată și de pompieri. An de an, atunci când data de 13 coincide cu o zi de marți, inspectoratele pentru situații de urgență organizează activități informative-educative. Acestea au ca scop conștientizarea cetățenilor asupra pericolelor la care se pot expune în cazul nerespectării măsurilor și a regulilor de comportare specifice tipurilor de situații de urgență.